Dușmanii pot fi deosebit de periculoși pentru Marion Greener, care va intra în lumea mai largă a oamenilor albi ca Bel da Costa Green. Înfățișarea poate fi înșelătoare. Am mai multe de arătat decât pare. Bună ziua, domnișoara Green. Mi-am propus să arunc un ochi peste niște cărți. Doriți să mă însoțiți? Sigur, am timp liber în program. Minunat, vă rog să mă urmați. Unchiul se află în căutarea unei noi achiziții. I-am recomandat să-ți ofere postul de bibliotecară personală. Da Costa, un nume neobișnuit. Și mai e și chestiunea cu școlile. Ai ținut morțiși să-i înscriem pe copiii noștri la școlile pentru albi. Pentru că îmi doresc să aibă parte de tot ce e mai bun în viață. Ba nu, Genevieve, aici e vorba numai despre tine. Cum poți să spui așa ceva? Nu e vorba despre ceea ce am vrut să fac și despre ceea ce am fost nevoită să fac. Sunt oflit și mă mândresc cu moștenirea mea. Era numele de familie al bunicii, care la origine era portugheză. Moștenirea ta, hă? Oh, da, tu ești fiica ilușilor Fleet, în timp ce sunt doar un umil nepot de sclavi. Nu spune asta, Richard, dar știi că te iubesc. Serios? Da, serios, și știu că și tu mă iubești și vreau să mă înțelegi. La rece însământ, ai trecut că suntem o familie de albi, declarându-te pe tine și pe copiii noștri albi. Domnule Morgan, dacă veți oferi oportunitatea, vă asigur că biblioteca va fi fără pereche în lume, capodopera pe care o meritați. Cred că prin această achiziție am depășit British Museum și Biblioteca Națională. Din moment ce vrei să mă protejezi pe mine și colecția mea în creștere, va trebui să-mi cunoști dușmanii și va trebui să vii la balul de peste 4 zile. Numai o fată albă cu numele Bel da Costa Green ar putea beneficia de o astfel de oportunitate. Împreună salvăm trecutul pentru a-l duce în viitor. Amintește-mi, te rog. De unde se trag părinții tăi? Ești una dintre cele mai de succes femei din zilele noastre. Te asigur că evreul ăla, Berenson, nu e demn de tine. Cea mai veloroasă comoară a bibliotecii Piermont Morgan sunt eu. Numele meu este sculptat deasupra ușilor bibliotecii, nu al tău. Ne vom păstra una alteia secretele. Tata te-a trimis în Europa pentru a lucra, nu pentru a face amor. Iar eu mă întreb ce părere ar avea domnul Morgan dacă ar afla că împarți cabina cu Bessie. Ce s-a întâmplat în Europa, Bel? Nu faci pe deșteapta cu mine. Ești în continuare, Bel? Mai ești o Bel în continuare? E mai că spuneam și cu școlile. Hai să nu morți și înscriem pe copiii noștri la școlile pentru albi. Bă!